bun găsit tuturor la știri, sunt Onelia Pescaru, iată ce subiecte v-am pregătit pentru întâlnirea de astăzi cu știrile Mix TV. O femeie și fiica ei au fost spulberate astăzi de o mașină chiar pe trecerea de pietoni în localitatea Ucea de Sus, detalii în jurnal. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat astăzi ample acțiuni de combatere a infracționalității. Aflați mai multe informații la știrile Mix TV. Angajații de la fabrica de pulber din Făgăraș au întrerupt lucrul în urma unui protest spontan. O femeie și fiica ei au fost spulberate astăzi de o mașină chiar pe trecerea de pietoni în localitatea Ucea de Sus. Minora a fost preluată de un elicopter de pe stadionul din Victoria și a fost transportată la spitalul din Târgu Mureș. Potrivit polițiștilor, femeia de 32 de ani care o ținea în brațe pe fiica ei de aproape un an s-a angajat în traversarea străzii pe trecerea de pietoni prin spatele unui microbuz, transport persoane care oprise pentru debarcarea pasagerilor. Aceasta a fost surprinsă și accidentată de un autoturism care circula din direcția Ucea Victoria, condus de o femeie de 47 de ani. În urma accidentului, atât minora cât și mama au suferit vătămări fiind transportate la unități medicale în vederea acordării de îngrijiri. S-a întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Angajații de la fabrica de pulber din Făgăraș au întrerupt și astăzi lucrul în urma unui protest spontan. Aceștia nu și-au mai primit salariile din decembrie 2017, iar majoritatea dintre ei au salariul minim pe economie, deși lucrează cu substanțe periculoase, precum pulberii și explozibilii. Din cauza veniturilor foarte mici și a salariilor întârziate de mai bine de 5 luni, foarte mulți nu au nici măcar asigurările de sănătate plătite. Sindicaliștii din industria de apărare au pichetat și azi sediul guvernului. Aceștia spun că problemele întâmpinate de companiile și salariații din industria de apărare au rămas nerezolvate, în ciuda angajamentelor executivului față de industria pentru apărare. Neplata drepturilor salariale începând cu luna decembrie anului 2017 și a doua mare problemă cu care ne confruntăm este nivelul acestor plăți. Vreau să vă spun că datorită faptului că noi nu am putut funcționa pentru că nu am avut autorizație integrată de mediu, este nivelul foarte mic al salariilor de încadrare. Și aici vă pot spune că din aproximativ 200 de salariați încadrați la fabrica de pulberi, aproximativ 110 sunt salariați și încadrați la salariul minim pe economia. Legea privind industria națională de apărare prevede unele facilități de care beneficiază companiile de profil. Mai exact, sunt prevăzute fonduri ce trebuie alocate pentru menținerea și atragerea de specialiști în acest sector. O altă problemă ar fi faptul că, până în momentul de față, nivelul de contracte și comenzi atribuite industriei de apărare este de aproape 4%, în condițiile în care ar trebui să fie de minim 30%, pentru ca industria să poată supraviețui. Ziua Z, miercuri 16, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat astăzi ample acțiuni de combatere a infracționalității. Astfel au fost organizate percheziții în mai multe județe, printre care și Brașovul. Potrivit presei locale, în Brașov se fac percheziții la un falsificator de documente utilizate de cetățeni arabi pentru intrarea în Uniunea Europeană. În această dimineață, în cadrul operațiunii Ziua Z, sub coordonarea structurii centrale a DIICOT, procurorii din cadrul direcției au declanșat o amplă acțiune de combatere a fenomenului infracțional organizat, care se derulează concomitent pe teritoriul a 28 de județe și a municipiului București. Au fost efectuate 238 de percheziții domiciliare, ce vizează numai puțin de 227 de suspecți. Potrivit unor surse din anchetă, în Brașov se fac percheziții la un falsificator de documente utilizate de cetățeni arabi pentru intrarea în Uniunea Europeană. Acțiunile concertate ale procurorilor DIICOT, declanșate astăzi la nivel național, sunt rezultatul activităților investigative derulate în 20 de cauze penale instrumentate de către 14 structuri teritoriale ale DIICOT și structura centrală, ce vizează destructurarea mai multor grupări infracționale implicate în majoritatea formelor de criminalitate organizată. Organizație. Ce probe au ridicat anchetatorii de la dumneavoastră din locuință? Cum reușeai să falsifici actele?
Sau pentru cine le falsificai? Acțiunea este efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene, luptătorii structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române și structurile de intervenție speciale ale Jandarmeriei Române. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și al Direcției Generale Anticorupție. Administratorul firmei pentru care lucra bărbatul, care a murit în timp ce lucra la un bloc în construcții din Brașov, căzând la etajul 8, rămâne sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Inițial, măsura a fost dispusă la judecătoria Brașov, însă procurorii au făcut apel cerând arestarea preventivă a tânărului de 25 de ani pentru ucidere din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă. Dosarul a ajuns apoi la Tribunalul Brașov, unde contestația a fost respinsă. Heliport, bancă de sânge, centru de transfuzie și 12 săli de operație, zonă de relaxare și un restaurant pentru pacienți și vizitatori. Seamănă cu un adevărat spot publicitar la servicii medicale din Occident, însă în realitate sunt doar câteva dintre facilitățile noului spital regional din Brașov, cel puțin la nivel de proiect și declarații. Ministerul Sănătății susține dezvoltarea spitalului construit cu sprijinul Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. Sorina Pintea, ministrul Sănătății, a venit la Brașov, unde a participat la mai multe discuții cu reprezentanții municipalității și cu oficialități din partea Băncii Europene pentru reconstrucție și dezvoltare. De asemenea, și delegații companiilor ce furnizează apă, gaz și curent au luat parte la discuții. Este dorința comunității locale de a avea un spital. Știți foarte bine, primele trei spitale de care discutam, Iași, Cluj, Craiova, au finanțare pe fonduri europene, se căutau soluții pentru celelalte spitale regionale. A fost aprobat parteneriatul public-privat, un lucru extraordinar, astfel încât comunitățile locale harnice pot să înceapă lucrul. Credem că este un proiect foarte interesant și suntem foarte bucuroși să lucrăm cu municipalitatea și cu Ministerul Sănătății ca să dezvoltăm un spital regional, mai ales că suntem nerăbdători să lucrăm la structura lui în cadrul parteneriatului public-privat. În săptămânile viitoare urmează să se stabilească structura medicală pentru noul spital, care promite o capacitate de aproape 800 de paturi disponibile atât pentru spitalizări continue, cât și pentru cele de zi. Avem în lista de buget prevăzută investiția aceasta, avem bani alocați pentru elaborarea acestor documentații. Dacă va fi nevoie, o să rectificăm bugetul în funcție de consultanța Berdului, cine va spune, și o să facem ceea ce trebuie, exact așa cum am făcut și cu alte investiții în municipiul Brașov. Eu sunt convins că acest lucru va avea un parcurs bun și vom face o treabă bună la nivelul municipiului Brașov pe această componentă de sănătate și răspundem în acest fel și medicilor, personalului medical și pacienților, nu numai pentru județul Brașov, ci și pentru celelalte județe din jurul Brașovului. În câteva săptămâni avem draftul de la Berd pe care să-l lucrăm împreună cu Ministerul Sănătății și cu reprezentanții Berd. Îl validăm în Consiliul Local și după ce îl validăm în Consiliul Local, după cum ați auzit, în câteva săptămâni, practic trecem la treabă și cu consultanța Berdului lansăm spre licitație și achiziție fie studiul de fezabilitate separat, fie studiul de fezabilitate și proiect tehnic la pachet, în așa fel încât să depășim, să recuperăm niște pași care cred eu că i-am pierdut acum câțiva ani de zile. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare s-a implicat și în dezvoltarea a 9 spitale din Turcia, unele dintre ele fiind deja în funcțiune și a lansat invitația de a le vizita. Spitale regionale precum cel din Brașov sunt și la Iași, Cluj și Craiova, iar investițiile pentru o singură unitate medicală se ridică în jurul sumei de 250 de milioane de euro. International Metropolitan Marathon Brașov aduce restricții de circulație duminică 20 mai. Acesta este un eveniment care, pe lângă latura competițională, are și o componentă socială, promovarea unei vieți sănătoase. Organizatorii au anunțat că traseele curselor impun anumite cerințe de securitate și atenție pentru concurenți și spectatori, astfel că se vor institui unele restricții de circulație. Astfel, sectorul de drum DN1E între Livada Poștei și intersecția cu strada Poiana Soarelui va fi închis între orele 8:30-14:30. Ultima cursă Rad-Brașov la urcare din Brașov către Poiana Brașov este la ora 8:30 de minute, iar ultima cursă la coborâre din Poiana Brașov către Brașov este la ora 8.
Traseele liniilor Rad-Brașov rămân neschimbate, cu modificările de program inerente restricțiilor de circulație, îndeosebi între orele 8 și 9. De asemenea, organizatorii au anunțat că între 8 și 11 circulația va fi restricționată pe următoarele străzi: Piața Sfatului, de unde se va da startul la ora 8, Strada Mureșenilor, Bulevardul Eroilor, Strada Lungă, Strada de Mijloc, Strada Câmpului, Strada Lungă, Șirul Livezii, Livada Poștei, Strada După Ziduri, George Barițiu, Bulevardul Eroilor, Bulevardul 15 Noiembrie, Calea București, Strada Toamnei, Strada Mihail Gogolnicianu, Strada Iuliu Maniu, Strada Nicolae Iorga, Strada Lungă, Șirul Livezii, DN1E, circulație închisă între orele 8.30 și 14.30, Alea Tiberiu Bridiceanu, Strada George Coșbuc, Strada Cerbului, Piața Sfatului. 7.000 de locuințe urmează a fi construite în partea centrală a Brașovului, în zona Hărmanului, Vlahuță și Brândușelor. Cercetările realizate până în prezent pentru a stabili fezabilitatea acestui proiect îndrăsneț au fost făcute alături de specialiști, arhitecți și rețeliști ai companiilor care furnizează apă, curent și gaz, dar și împreună cu Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență. Proiectul își propune includerea zonelor verzi, a școlilor și traseelor de transport public, astfel încât locuitorii să aibă acces ușor la servicii fundamentale. 7.000 de locuințe înseamnă cel puțin 7.000 de locuitori. Dacă mai punem în calcul că unii sunt familii, le dublăm, 14.000. La 14.000 de cetățeni, sigur, jumătate sunt familii care au un copil. Acei copii trebuie să aibă o creșă, trebuie să aibă o grădință, trebuie să aibă o școală. Parte din acest ansamblu va trebui să aibă obligatoriu prevăzut un procent de teren care să fie destinat pentru această funcțiune de necesitate publică. După aceea, discutăm de aliniamente de plantare, de plantații, de copaci, care să fie pe fiecare stradă, dacă se poate, pe fiecare tronson în interiorul cartierului, cât de mult este posibil. Funcțiuni complementare care se referă la ce înseamnă necesități pentru familii, pentru copii și pentru o comunitate în ansamblu ei, cu ce înseamnă parcuri, care trebuie să fie foarte bine determinate în interiorul acelei zone. Obligatoriu în acest cartier și în altele de asemenea să fie prevăzute instalații de colectare a gunoiului selectiv și cu rampe de gunoi îngropate. Suntem deja cu gândul la vacanță, așa că vin veștile bune. A început programul Litoralul pentru Toți. Turiștii pot beneficia de cazare la mare plătind între 159 și 605 lei pentru o săptămână de cazare până în data de 14 iunie. Programul Litoralul pentru Toți a început, au anunțat reprezentanții Federației Patronatelor din Turismul Românesc. Tarifele maximale propuse pentru oferta specială de 6 nopți de cazare pentru o persoană la hotelurile din zona Mamaia, Constanța, Eforie sunt de 205 lei pentru hotelurile de o stea, fără mic dejun, 235 de lei la două stele, fără mic dejun, și 315 lei cu mic dejun, 265 de lei la 3 stele fără mic dejun și 425 de lei cu mic dejun inclus. La hotelurile de 4 stele costă 485 de lei și 605 lei la 5 stele, ambele prețuri incluzând masa de dimineață. Pentru sudul litoralului, în stațiunile Costinești, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai și Vama Veche, tarifele negociate în această ediție a programului, tot pentru un sejur 6 nopți de persoană, pleacă de la 159 de lei pentru hotel de o stea fără mic dejun, 179 de lei la 2 stele și 329 de lei cu mic dejun inclus, iar la 4 și 5 stele 379 de lei, respectiv 469 de lei, sumele incluzând și micul dejun. Sunteți invitați la operă vineri 18 mai și sâmbătă 19 mai de la ora 18.30 în sala operei. Sunteți așteptați la premiera operetei Crai Nou de Ciprian Porumbescu pe textul piesei poetului Vasile Alexandrii. Un eveniment care stă sub semnul centenarului Marii Uniri. Brașovul este legat de premiera absolută a acestei lucrări, care a avut loc pe 27 februarie 1882 în sala festivă a Gimnaziului Român, astăzi Colegiul Național Andrei Șaguna. Pe o scenă improvizată. În pregătirea spectacolului au fost folosiți peste 60 de artiști amatori. Crainou îmbină veselia cu poezia într-o atmosferă românească extrem de tonică și dezvoltă un mit popular care spune că luna nouă poate aduce fericirea celor îndrăgostiți. Doamnelor, domnilor, este momentul acum să aflăm care sunt noutățile zilei din sport. Cu
Corona Sportul Studențesc dispută primele meciuri din finala mică pe teren propriu. Corona Sportul Studențesc joacă la sfârșitul acestei săptămâni primele două meciuri din finala mică a Superligii Naționale de Polo. Echipa antrenată de Aurelian Georgescu o va înfrunta pe teren propriu pe Dinamo București. Ambele formații care își dispută medaliile de bronz al acestui sezon au fost învinse cu 3-0 la general în semifinale de CSM Digi Oradea și de campioana în titlu Steaua București, care se întâlnesc în aceste zile în finala mare a Superligii Naționale. Ultimul act al competiției naționale se dispută după sistemul cel mai bun din 5 partide, primele două meciuri dintre Corona Sportul Studențesc și Dinamo București, urmând a se disputa în bazinul olimpic din Brașov, vineri și sâmbătă, 18 și 19 mai, de la ora 19. Intrarea la meci este gratuită. La știrile Mix TV este acum vremea pentru vreme. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi. La Brașov, în următoarele 24 de ore, vom avea parte de vreme schimbătoare. Minimele nopții vor coborî până la pragul de 8 grade Celsius, iar cerul va fi în mare parte senin. Maxima termică a zilei de mâine va ajunge până la 21 de grade Celsius, iar după amiază sunt posibile furtuni cu descărcări electrice. Vremea este probabilă, dar cu Best Optic întotdeauna se vede bine. Ai încredere, vezi cu ochii tăi! Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante informații locale de astăzi la Mix TV. La Mix Actual vine șefa Crucii Roșii, filiala Brașov, Raluca Buzea. Sunt Onelia Pescaru. Pe curând, toate cele bune!